N-ai iubită de Valentine's Day? Vine Cupidon și îți dă femei. Dacă mergi toată ziua pe stradă, poate te găsește Cupidon și trage după tine. Numai să nu-ți dea headshot. Poate ai noroc și te ratează. Și atunci vei ști că o să mor singur. Hello darkness, my old friend. Totuși, de ce sărbătoarea asta se numește Sfântul Valentin? Adică, cine pula mea e Valentin? Și uite așa, pentru că trebuia să fac videoul ăsta, a trebuit să mă și interesez cine este acest Vali. Și m-am interesat, dar nu o să vă spun. Sau vă spun. A fost un preot romano-catolic care căsătorea tinerii pe ascuns. De ce? Pentru că căsătorile erau interzise. Claudiu, care interzisese căsătorile, l-a prins și l-a executat pe 14 februarie. Sec, nu? Iar noi, în ziua în care Vali a fost omorât, sărbătorim ziua îndrăgostiților. Mai bele. Băieții trebuie să ia flori și bombo la fetițe, ale le dau un pupic și aia e. Asta în cazul în care ai cui să-i dai, dacă nu vin glumele cu palma. 14 februarie. E o zi futută ca oricare alta. 50 Shades. Cred că o să vomit. Bă, să-mi bag toată paula de nu-i chestia asta cea mai mare porcărie a secolului 21. 50 de umbre ale lui Gri. De 3-4 ani un cocalar pervers prinde o urâtă. Bă, e urâtă, să nu vă aud. E frumoasă, uite ce ochi are. E boccie în pana mea. O prinde și o leagă și o bagă într-o cameră și face chestii. Și toate astea de 16-17 ani. Vai, ce aș vrea și eu un Mr. Grey de ăsta. Dar el intră în casă la 8 că le bate măsa. 50 de umbre ale obsedatului din Vaslui. Pentru toți la păcii și la păcistele. Din 14 februarie în cinema. Un film care mereu apare pe 14 ca să se vândă. Logic. Și cuplurile merg. Bă, dacă tot vrei să vă uitați la filme proaste despre chestii de-astea, ați auzit de filme de-alea, știți voi, pornachiuri, netul plin. Da, și pocitania asta în film se lasă sedusă. Normal, în paula mea, că nimeni altcineva nu mai lua. Vai, câte emoție. Ce băiat e Grey, e idolul la femei. Și dacă vă întrebați, nu am fost la niciun din filmele astea, am preferat acum 3 ani ascensiunea lui Jupiter. Trăiască Mila Kunis! A, și apropo, pentru că ne apropiem de 10K, ne-am gândit că ar fi mult mai ok dacă ne-am face un program. Așa că ne-am hotărât să postăm în fiecare vineri. Sper să și reușim. Hihi. Și nu uitați, dacă aveți ceva idei mișto pentru următoarele videouri, lăsați-le într-un comentariu. V-am pupat! Pa!